Telespectatori, să știți că am avut o emisiune foarte frumoasă, am fost o echipă frumoasă, voci minunate. Iar acum suntem pe final de emisie, îi pun pe invitații mei să-și ia la revedere de la dumneavoastră. Încep cu doamna Filuța, după aceea o să fie cântec în continuare, așa că rămâneți pe EMI TV. Dragii mei, nu uitați că viața este cântec, cântecul e viață și dragostea e viață. Iubiți cântecul că este cel mai bun lucru pe care îl puteți face, astfel că din lacrimile care au curs ieri, mâine veți culege mărgăritare. Sloganul dumneavoastră. Mulțumim! Dragi telespectatori, vă mulțumim frumos. Dacă ne-ați urmărit în această seară, ați făcut foarte bine pentru că ați avut ce să vedeți aici la EMI TV. EMI TV este altceva, să știți. Mulțumim, doamna Elena, și vă mai așteptăm cu mare drag să aveți drum bun. Doamne ajută, doamne ajută, vă mulțumesc. Vreau să salut toți telespectatorii care ne-au urmărit în această seară. Le doresc sănătate, fericire și să ne urmărească de fiecare dată la EMI TV, căci aici este altceva. Mulțumim, mulțumim frumos, domnul Fanel. Dragi români cu suflet bun, eu cu drag acum vă spun să faceți tot ce vă place, să fiți sănătoși în pace. Să aveți faine zilele, stați doar pe EMI TV. Bravo, domnul Fanel, păi da, știu că dumneavoastră faceți versuri așa, la... Cum? Cred ce bine e că improvizați, cred că atunci când uitați versurile pe la anunț, pac-pac, improvizați. Super! Mirela! Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară, ca de obicei, pe EMI TV. Sunteți în număr cât mai mare, din zi în zi. Și stați cu ochii pe noi, pentru că urmează proiecte noi. Tu știi despre ce vorba. Da, pe noi că urmează proiecte noi. Da, exact. Deci o rimă frumoasă. Da. Elvira! Dragi telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit, sperăm că v-a plăcut și vă rugăm să ne urmăriți în continuare. Și îți doresc mult, mult, mult succes și mai vină pe la noi, acum cât ești în concediu, că după aceea încep din nou munca. Vreau să salut și eu toți telespectatorii EMI TV. Mă bucur din suflet că m-ați invitat în această seară și că am avut ocazia să stau alături de artiști atât de renumiți și de talentați. Sper să mai venim. Vreau să dedic întreaga emisiune soției mele, care acum e în focuri acolo la cuptor. Face pizza. Face pizza. Mamei mele, care e în fața televizorului și mă urmărește și are emoții pentru mine de fiecare dată. La mulți ani tuturor sărbătoriților că poate au fost în această seară și s-au uitat seară la noi. Și Sfântul Ilie, că vine acum aproape, cumnatul meu Ilie, și la toată lumea multă sănătate, fericire și fiți cu ochii pe EMI TV, că e altceva. Mulțumim. Simina. Dragilor, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit și nu uitați de fiecare dată, fiți cu ochii pe EMI TV, este altceva. Și ai zis că o să-l ai grijă de Nicușor, că vine acolo la Pitești, da, la eu tine. Sunt în anul 2. Tu ești în anul 2 la facultatea de muzică la Pitești și vine și Nicușor acolo, da, boboce, sigur. Ai grijă de el, da? Da. Nicușor, cum te-ai simțit? Foarte bine, mereu sunteți o gazdă extraordinară. Mulțumesc. Și voi oaspeți de seamă, da, să celor care ne urmăriți, că sunteți alături de noi și ne susțineți tot timpul. Amelia? Păi, spun și eu la fel ca și colegii mei, salut toți telespectatorii care ne-au urmărit în această seară și, de ce nu, pe toți cei care ne sunt alături și în viața de zi cu zi, părinții, socrinași și toată lumea importantă pentru... Colegii voștri. Colegii noștri, exact, exact. Cu domnul director. Da, pe salutăm noi și pe domnul, pe domnul soț, da, salutăm. Îl salut, da, domnișoară. Păi noastră, tuturor celor care ne-au urmărit în această seară, să fie iubiți, sănătoși și la pungă groși. Pentru că EMI TV este altceva. Doamne ajută, Doamne ajută cu ajutorul oamenilor care ne urmăresc. Și acum să vedem ce ne spune și dirijorul ansamblu Maria Petrețu. Cu ajutorul artiștilor care sunt aici Andrei seara Carcarice, de seară. Mine, am devenit și noi altceva și am crescut. Domnul Carcarice. Le doresc tuturor sănătate, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor. Și vreau să-mi dai un re major să cântăm un la mulți ani pentru colegul nostru Bogdan. Îmi dai voie? Hai! Hai să auzim, domn profesor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani pentru Bogdan, pentru cameramanul nostru.
frumoasă, dragi telespectatori, rămâneți cu cântec. În continuare ne revedem mâine seară. Rămâneți pe EMI-TV. Și bogată ca un băiaș o fată, singura mea mângâie bucuria vieții mele. Mă simt mândră și bogată ca un băiaș o fată, singura mea mângâie bucuria vieții mele. Ce mai scump viața mea, băiatul meu și fata, și umblu cu drag prin lume cu copiii lângă mine. Nu-i bogăție mai mare decât copiii mei, Doamne, ca munci și-am tras din greu să-i văd ce n-am avut eu. Și-am tras din greu să-i văd ce n-am avut eu.
și încă una, ca să-mi dai iubire mâna. Dacă nu te întâlneam, încă o viață așteptam. Încă o viață și încă una, ca să-mi dai iubire mâna. Tu ești viață, tu ești dor, alinare și pior. Tu ești zâmbet, tu ești floare, tu ești raza mea de soare. Proaspăt cum sunt zorile și ca primăverile. Ești lumina și culoare, tu faci viața sărbătoare. Proaspăt cum sunt zorile și ca primăverile. Ești lumina și culoare, tu faci viața sărbătoare. Niciodată n-am să-l putuit.
fugi de acasă, Doamne, niciodată n-am să uit. Satul unde m-am născut și unde am copilărit, niciodată n-am să-l pot uita. Dor de vatra părintească, dor de tot ce-i dragi de acasă, Doamne, niciodată n-am să uit. Copii și bărbate, ai dat tot ce te-am rugat. Cu bărbatul mână-n mână, le-am făcut toate împreună, să avem o viață bună. Câte mi le-am pus în minte